Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi. Ne aflăm la Mănăstirea Lainici. Ne-am propus să discutăm despre post, rugăciune, credință, dar și cum ar trebui să facem ca să fim mai buni și nu doar în perioada Sfintelor Sărbătorii. Mai avem puțin până la sărbătorile de Paști. Discutăm în emisiunea de astăzi cu Părintele Stareț al Mănăstirii Lainici, Ioachim Părvulescu. Doamne ajută, bună ziua, Părinte, bine v-am găsit! Bine ați venit! Vă mulțumim mult că ne-ați primit. Mereu plecăm mai liniștiți, mai împăcați de aici, din mănăstire, de la dumneavoastră, după discuțiile pe care le avem cu dumneavoastră. Așa cum am spus, ne-am propus să discutăm despre ce ar trebui să facem ca să fim mai buni. Am discutat în celelalte emisiuni despre importanța postului, despre importanța rugăciunii, ce înseamnă până la urmă post. Postul este starea firească a omului. Așa cum l-a creat Dumnezeu în paradis, l-a creat într-o stare de cumințenie. Și postul, în urmă, este cumințenia firească pe care trebuie să avem. Postul înseamnă mult. Înseamnă disciplinarea întregii vieți și la toate nivelurile. Nivelurile sociale, nivelurile, eu știu, de vârstă, începând de la copilărie, de la copii, până la cei mai vârstă oameni, toți trebuie să postim, adică să postim, să fim cuminți, să ne înfrânăm de la tot ceea ce ne ispitește, să spunem așa, ne atrage spre satisfacerea plăcerilor, dorințelor acestea care ne îndepărtează de Dumnezeu. Postul trebuie să-l facă copiii, începând de la copii, sau mai să spunem mai bine zis, înaintea să naște copilul din pântecele mamei, mama când este gravidă, ea trebuie să aibă o cumințenie, în primul rând, să fie căsătorită, curunată, copilul să fie conceput, după ce s-au curunat în biserică, să nu fie conceput înainte de cununie bisericească, pentru că are o mare repercusiune asupra copilului. După ce a rămas însărcinată mama, trebuie să fie foarte cuminte, să fie liniștită, așa cum recomandă și medicina, să nu fie agresată, să nu fie stresată, să fie liniștită și foarte mult să se hrănească cu hrană spirituală mai mult. Adică rugăciune, milostenie, vorbirea cu Dumnezeu și cu copilul din pântecele ei, dăruirea poruncului lui Dumnezeu, spovedanie și împărtășanie, postul, nu putem să spunem, post alimentar, nu putem să impunem foarte mult femeii gravide, dar totuși, măcar 2-3 zile înainte a se împărtăși, așa recomandăm noi, în fiecare lună femeia gravidă ar trebui să se împărtășească. Fiecare lună, începând cu luna 3-4, fiecare lună ține 2-3 zile de post, mâncare vegetariană, pentru că nu se întâmplă nimic, din potriva. E foarte importantă alimentarea cu mâncare vegetariană, exact. Da. Adică și medicina recunoaște și totul. Și atunci nu se întâmplă nimic cu femeia, dacă care este însărcinată să țină câteva zile de post, ca să se poată spovedi și împărtăși. Pentru că atunci când te împărtășești, te unești cu Hristos, devii Hristofor sau Teofor, purtător de Dumnezeu, purtător de Hristos. Și este cel mai important, este momentul culminant al vieții noastre când ne unim cu Hristos. Atunci, în ziua respectivă, suntem îndumnezeiți. Avem pe Dumnezeu în noi și atunci este cea mai mare, să spunem așa, cel mai important moment al vieții când ne împărtășim cu Sfintele Taine. După aceea, femeia însărcinată, deci trebuie să se roage și să lectureze lucruri sfinte, să aibă mai gânduri pozitive, să aibă starea pozitivă. Adică tot ceea ce ea se hrănește în exterior, îi transmite copilului. Toate stările ei, simțămintele ei, lucrurile ei, bune sau rele, se transmit copilului. Și deci copilul, ea trebuie să aibă o cumințenie. Deci un post, așa, o abținere de la plăcerile acestea care te depărtează de spiritual. După ce a născut femeia, după ce a născut copilul, bineînțeles, vine botezul, ca după aceea educația care trebuie să o dăm la copil. Educația care e foarte importantă, primii 7 ani de acasă, cum se spune în popor,
sunt fundamentale pentru formarea caracterului omului și personalității omului în general. Primii 10 ani, să spun așa, tradiția noastră spune... Primii șapte ani de acasă, da. Dar după aceea și medicina, psihologia modernă spune că la fel, până la 10-12 ani maxim, deja s-a format caracterul omului, personalitatea omului. Numai ce se mai face. Deci educația se face până atunci, până la 70 ani. După aceea nu mai poți. După aceea, de la vârsta de 10-12 ani, acumulează cunoștință, dar nu poți să-l mai duci. Este foarte greu să-l mai duci. Și deci, educația, vedeți, educația începe din plântecele mamei. De când, cum spuneam, fiind gravidă femeia, e atunci se împărtășește de Harul lui Dumnezeu, de Sfintele Taine, de toate energiile necreate ale Duhului Sfânt și atunci de copilul. Și copilul începe să se formeze. Deci educația copilului începe din plântecele mamei. Începe după ce l-a născut. De atunci începe educația, pentru că dacă este hrănit cu Hristos, se împărtășește cu Sfintele Taine, mama fiind gravidă, se împărtășește atunci și pe copil îl hrănește și automat el, copilul, de atunci începe cu hrana spirituală. Și l-a născut, îl educă cu foarte multă atenție. Deci postul, adică ea trebuie să se înfrâneze din toate lucrurile negative ca mamă. După aceea copilul de la până la 7 ani se poate împărtăși. Fiecare duminică merge la biserică să-l împărtăși în țăl. Pentru că e foarte important. Adică Sfânta Împărtășeană este cel mai important medicament. Este terapia terapiilor. Este antidotul la toate lucrurile negative și bolilor trupești și sufletești. Sfânta Împărtășeană este medicamentul medicamentelor. Și copilul trebuie să se beneficieze de aceste sfinte taine, pentru că lucrează. Adică noi vedem, numai că dăm acolo la copil o linguriță cu pâine și vin, zicem noi oameni, dar acesta este trupul și sângele Domnului și lucrează în chipii mizile, pentru că aici e vorba de spiritualitate și spiritualitatea nu se tratează cu logica și cu gândirea și cu perceperea și cu palpabilitatea asta omenească, ci e de natură spirituală, transcendentală și atunci trebuie să credem că este Hristos acolo și Hristos prin Sfânta Împărtășeană va lucra sufletul și în mintea și inima copilului. Foarte important. Adică lucrează Hristos. După aceea, de la 7 ani, copilul, vedeți, chiar de la 5-6-7 ani, deja el începe să fie năzdrăvan. Cât un copil, mai ales și băieții și unii mai sunt, depinde ce moștenire genetic iarăși, ce moștenește săracul copil, este foarte năzdrăvan. Și atunci trebuie să fie educat și el să, la fel, să postească, adică să aibă o cumințenie firească. Să postească, în sensul că nu trebuie să bată pe nimeni, nu trebuie să înjure pe nimeni, nu trebuie să lovească pe nimeni. Exact cine învață la școală învățătoare sau învățătorul, lovață pe copil, aceeași chestie trebuie să conducă mai departe și părinții în familie, să le fac educat așa, aleasă copilului, să-l înfrâneze la tot ceea ce e negativ, adică să postească. Vedeți? Deci postul merge continuu. El și el trebuie să postească de la lucrurile rele. Asta trebuie învățat. Că nu trebuie neapărat să a făcut cineva rău să-i faci tu rău. Și trebuie să te abții. Să te abții, să nu lovești, să nu bărfești, să nu jignești. Deci o abținere. După aceea, de la 7-9-10 ani, și copilul trebuie să obișnuit. Este miercurea, este vinerea, suntem creștini. Asta este legea creștinească. Și suntem creștini. Și e păcat să nu o respectăm. Pentru că alții ar dori-o, dar nu au cunoscut-o și noi cunoaștem pe Hristos. Suntem în legea creștinească, după care vom fi judecați, pentru că suntem botezați, suntem încreștinați și vom fi judecați după legea creștinească. Și atunci noi, copilul trebuie educat și să respecte această lege creștinească, mai ales poți miercurea și vinerea. Poți de la hrana trupească, adică nu se întâmplă nimic cu copilul, din potrivă, este un echilibru foarte important și foarte benefic pentru trupul și sufletul lui. O mâncare de origine vegetariană, miercurea și vinerea, deci 2 zile pe săptămână, nu se întâmplă nimic. Ca după aceea copilul și el, la 7 ani de data, trebuie și spovedit, adică trebuie să conștientizeze că noi am făcut greșeala aceea, uite, am mințit pe mama și pe tata, am furat pixul la colegul de la școală, am furat bănuțul de la celălalt, am trecut prin grădina vecinului și am luat ceva, am furat de acolo, sau mă rog, sau am lovit colegul, sau am jignit, sau mi-a cerut ceva și nu i-am dat. Lucrul acesta trebuie să face să conștientizeze pe copil că sunt greșeli, sunt păcate. Și atunci el trebuie să nu mai facă aceste păcate, adică să postească de la cele înclinații spre rău. Să postească, să nu mai facă rău. Să nu mai răspundă la rău cu rău. Ci trebuie să fie un om cu minte, să fie un copil cu minte. Așa cum ne învață și biserica, și în familie. Și atunci aici intervine foarte mult și
părinți, adică pot interveni foarte mult și părinții, că de multe ori, să știți, observăm și în ziua de astăzi, foarte mult părinții nu știu să-și educe copiii. E foarte mare problemă aici. Chiar ei contribuie la distrugerea copiilor lor. Ei cred că dacă le oferă toate pe tavă, le face bine copiilor. Niciodată, este mare greșeală. Este o vorbă în popor că eu, adică foarte multă lume spune lucrul acesta. Eu am muncit părinte toată viața, am dus-o greu și copilul vrea să mă educă greu. Păi, mă omule, dacă tu ai dus-o greu și vezi că ai conștientizat treaba asta și este totul bine, atunci copilul, dacă ai pus totul pe tavă, copilul tău nu este bine deloc. Împotrivă, tu responsabilitatea față de copilul ai, în primul rând, să-l naști, l-ai născut, în primul rând, al doilea rând este să-l educi. Asta e foarte, cea mai importantă treabă. După aceea, nu trebuie neapărat să te gândești că copilul tău să nu lucreze nimic sau copilul tău să-i faci casă, să-i faci, ai doi copii să-i faci două case la fiecare. Nu trebuie lucrat. Nu e necesar lucrul acesta, din potrivă. Pentru că dacă, decât să faci copiilor tăi case și dincolo nu vei avea nimic, pentru că copiii nu vor ști, niciodată nu vor recunoaște și nu vor conștientiza că tu ai făcut un efort foarte mare și au tot-o pe de-a gata și nu faci nimic din ei. Îi faci, iertați de expresie, ca un handicapat, deci ca un copil care nu știe cum să... Deci, înainte era altfel educația și la copii, învățau de mici, să aibă îndemânări practice, să facă treaba prin casă, ajutau la tot felul de activități în casă, în grădină, sigur, în curte. Și atunci exact. Era o chestie, aveam îndemânări practice, era foarte clar. Gândeam, mergea mintea, lucrul ăla nu-i pus bine, trebuie să fac asta, asta. Altfel, acum, la calculator, la telefon, copilul săracul nu mai știe nimic. Deci, și atunci părinții greșesc foarte mult. Deci trebuie foarte important copilul să aibă o limită în chestia asta. În primul rând, educația este cea mai importantă. Nu se oferă totul pe tavă, că atunci este mare greșeală. Adică nu mai dai, îi tai orice elan de a avea și o dorință și o perspectivă pentru viitor, ca să facă și el ceva, să știe de ce s-a născut pe pământ, ce trebuie să facă și așa mai departe. Deci asta e o greșeală. Mai departe, copilul trebuie și el să postească și de la mâncare, când e poți mânca și de la mâncare de origine animală, să postească la tot ceea ce este rău. Tot, inclusiv, să postească și inclusiv la imagini, la televizor. De exemplu, este postul Paștelui. Doamne, am intrat în postul Paștelui, acum trebuie să postesc. Vreau să nu mă uit la lucruri indecente la televizor, imagini și emisiuni care nu mă folosesc. Hai, mă conectez la viața spirituală mai mult. Adică încerc să lecturez lucruri sfinte, să mă rog și mai mult, să postez, să merg la biserică, să mă odihnesc, să meditez la lucrurile sfinte, adică ce să mă liniștesc, să fiu cât mai cu minte și eu, chiar dacă cresc cu vârsta, dar să cu mințenia să fie permanent, adică să îndepărtez tot ceea ce e negativ. Nu mai vreau să mă aud de nimic, nici de muzică, nici de petreceri, de lucruri. Și este este o foarte bună, să spun așa, lucrare care facem în sensul acesta, pentru că este echilibru psihosomatic foarte, foarte bun și pentru sănătatea noastră, trupească, sufletească. Echilibru psihosomatic. Pacea, pacea copilul crește și mai mare, cu atât mai mult, trebuie să-l ajutăm, să-i dăm toate posibilitățile, să facă aceste fapte bune, nu să aibă totul pe tavă, pentru că omul, în general, dacă are toate lucrurile bune, are viață, un trai prea bun și atunci te îndepărtează de spiritualitatea. Adică este un paradox. Deci omul cu cât are mai multe, el uită de Dumnezeu. Trăiește foarte bine, uite, pe câtă vreme un om când are foarte mai puține lucruri, se întâmplă necazuri, greutăți, suferințe, boli, atunci parcă simte nevoia să strige la cineva, să strige la Doamne, Doamne ajută-mă, Doamne dă-mi putere, Doamne izbăvește-mă de boală, de necaz, de suferință, Doamne dă sănătate la copiii mei, numai în suferință. Asta este de când e omul, pentru că după ce a crescut omul în păcat, s-a alterat starea lui inițială din paradis și atunci e nevoie de această întoarcere, să spunem așa, spre Dumnezeu și numai necaz omul. Deci, de aceea Dumnezeu îngăduie. Nu Dumnezeu ne dă necazurile, ci Dumnezeu ne îngăduie necazurile pentru ca să vin cu picioarele pe pământ. Mi-aduc aminte odată, nu știu, 15 ani în urmă, cred că un director așa, important așa, la un moment dat a avut o problemă cu inima și a avut un preinfarct. Și a sunat la unul, doi colegi, l-au luat la spital. A dus la spital și l-au internat acolo, cu permanente, cu 10-15 paturi în salon, la spital, și a stat acolo, l-au tratat medicii cum trebuie, dar era fel de fel de oameni acolo, în salon. Și vine a doua zi, colegii la spital, directorul lui ajung cu tare,
Domnul director, pe ce faci? Domnul? Nu vă băgați pe dumneavoastră la o rezervă? Vă băga cu toată lumea, ești cu toți amărâți ăștia cu tare. Dar zice, măi, lasă-mă, mă, că aici, de-abia acum mi-am dat seama că nu e nicio diferență între noi, toți suntem egali. Nu contează cine sunt eu. Important este că trăiesc în aceeași experiență cu toți. Și nu e nicio problemă, asta e foarte bine, asta e experiență bună și pentru mine. Și așa că Dumnezeu îl înțelepțește pe om numai și numai în caz. Adică atunci cum să spune, devii normal, firesc, numai și numai în cazuri. Că n-ai de toate și trăiești într-un huzur și în lux și în păcate și în asta, atunci nu mai ești, trăiești într-o altă lume, într-o lume paralelă sau într-o lume, ce să spunem așa, ireală, din punct de vedere duhovnicește, ireală păcătoasă. Da, dacă totul îți vine pe tavă, nu mai muncești, nu mai treci prin anumite lucruri și... Da, și de aceasta e nevoie de această cumințenie a vieții noastre de zi cu zi, în post. Nevoința aceasta care trebuie să ne nevoim, pentru că la urmă, vedeți, când postești, ce faci? Ai toate bunătățile în frigider și este miercuri, este vinerea. Și vreau să țin post. Este o jertfă. Mă jertfesc, mă nevoiesc, mă înfrânez pentru Domnul, pentru iertarea păcatelor mele, pentru Domnul. Pentru că e ziua Domnului, miercuri și vinerea, zilele Lui, în care a fost miercuri a fost vândut Iisus și vinerea a fost zastinit. Și pentru că este zile de doliu și zile de nevoință, adică să ne lipim și noi de patimile Domnului Iisus Hristos. Deci trebuie să postim. Și așa e legea creștinească, trebuie să o respectăm. Și când fac acest lucru, mă înfrânez. Deci mă jertfesc. Jertfa eu pun Domnului. Mă jertfesc și nu mă împărtășesc de toate plăcerile acestea. Că e mâncare, că e băutură, că e petrecere, că e distracție, că e muzică, că e toate plăcerile, orice plăcere pe care omul o consumă. Pentru că suntem în perioada aceasta consumerismului, cum se spune. Da. Și toți suntem exaltați așa de consumerismul acesta și la un moment dat îți ia mințile ceea ce este în lume. Și dacă îți ia mințile, ferească Dumnezeu, deci devenim un om fără de minte. Și deci, biserica, în sensul ăsta, ne ajută să ne înfrânăm, adică să păstrăm echilibru. Deci numai în biserică, sigur, și celelalte, să spunem așa, și medicina, din păcate nu toți medicii recomandă, dar oamenii care ajung la cunoașterea aceasta, dau seama că e foarte important. Sunt fundamentale învățăturile bisericii pentru sănătatea noastră sufletească și trupească. După aceea crește copilul mai mare, vine omul la adolescență, la căsătorie, iar așa acolo trebuie. Deci am evoluat de la naștere, atunci și el trebuie să fie atent, trebuie să fie educat. Adică educația și părinții. Deci, părinții au o anumită limită în a educa pe copil. O anumită limită. Să spunem așa, după aceea, adică să spunem așa, formarea personalității omului și caracterul se formează în familie, în societate, în biserică, în școală. Toate acestea contribuie la formarea personalității omului. Deci ca părinte, ca tată, ca mamă, ai o anumită limită în a educa pe copil. După aceea, școala preia, și dacă are cineva la școală, asta e mare problemă, că în locul există posibilități de deconstrucție, așa să spunem așa, duhovnicească și intelectuală a copilului, după aceea biserica și societatea. Societatea, dacă este totul numai tentație și numai destructiv, ceea ce este în afară, n-ai ce să mai primești. Și biserica. Și atunci oamenii care au tangență cu biserica, părinții, trebuie să ducă pe copil. Pentru că tu, ca părinte, îi spui o limită, v-am spus, dar după aceea mai departe preia. Preia biserica. Că după aceea ajung la niște lucruri foarte dificile, în care nici biserica nu are să mai facă, nici preotul nu are să mai facă. Și sărmanii părinți dur la psiholog. Și psihologul săracul ce se facă? Omenește vorbind, tot la fel îl încearcă să îi facă o educație aleasă. Tot așa, tot o postire. Să postească la tot ceea ce este negativ. Asta face și psihologul, și medicul. Vedeți, orice boală care avem, medicul, psihologul ne dă un regim. Un regim alimentar, un regim de viață liniștit, ponderat, echilibrat și așa mai departe. Deci toate conduc spre lucrul acesta, spre cumințenia aceasta pe care biserica de 2000 de ani recomandă. Și întotdeauna a existat porunca postului și disciplinei și a echilibrului acestea care trebuie să existe, dreapta, socoteala cu Sfinții Părinți, calea de mijloc în înviețuire. Și atunci, adolescentul, când trebuie să se căsătorească, el trebuie să, adică să aibă legătură cu biserica, să-l învețe preotul cum trebuie să facă, să nu se căsătorește. Nu trebuie să se grăbească, trebuie să roage la Dumnezeu. Nu trebuie să se grăbească, gata, prima fată care am întâlnit-o, gata, este iubirea vieții mele și mă arunc să după aceea cadă și cu un fată și cu una și cu alta sau un băiat.
Mă rog, cad în păcatele trupești, care după aceea ele afectează mai departe viața ta. Dacă sau după aceea trăiesc o perioadă foarte mult timp, necununați, toate sunt cu repercusiuni asupra noastră. Știți? Nu e nimic nerăsplătit. Asta e marea problemă. Că nimic nu rămâne nerăsplătit. Deci dacă facem lucruri rele, vor fi răsplătiți pe măsură. Nu că Dumnezeu vrea. Deci nu e o pedeapsă. Deci să știți ce se întâmplă cu noi câteodată. Nu Dumnezeu ne pedepsește, ci noi ne pedepsim. Adică nu e o pedeapsă, ci o consecință a păcatelor noastre. Deci firul vieții noastre se derulează în raport de ceea ce facem noi. Deci consecința faptelor noastre. Ce am făcut la 10, 15, 20 de ani, suferim la 30 de ani, ce am făcut la 30 de ani, suferim la 40-50 de ani și așa mai departe. Deci o consecință a faptelor noastre. Exact cum spuneam că, măi, ceea ce pui în pământ, aceea răsare. Sau cum spunea părintele Teofil Păreanu, adică parafrazând la părintele Arsene Boca, spunea că, mă, eu sunt o sinteză a harababării de tata și mama. Sunt sinteza harababării dintre tata și mama. Și așa este. Fiecare este o sinteză harababării a părinților noștri. Ești o harababără. De asta spun că harababăra aceasta să fie cât mai disciplinată, să nu fie chiar haos total. În sensul, și numai biserica ne poate conduce să fie un echilibru. Altfel e o harababără total. Societatea nu te echilibrează și nu te disciplinează. Nu. Foarte mare problemă. Și toate au repercusiuni. Deci repercusiuni în viața noastră mai departe. Nu rămâne nimic nerăsplătit. Orice. Totul se va repercuta asupra noastră, asupra copilului noștri, de până la patra generație. Așa se spune de către Sfinții Părinți, că până la patra generație de mii de ani, chiar în Sfânta Scriptură, 3.000 de ani înainte, acum 3.000 de ani, 3.500 de ani, psalmistul David, prorocul Moise, spunea că până la patra generație Dumnezeu pedepsește pe copii pentru păcatele părinților. Dar vă spuneam, nu este o pedeapsă în chilii mele, este o consecință. Adică, vedeți, se intensitează harababurii. Totul se transmite, poate nu asupra copilului, ci asupra nepotului. Vedeți, se naște câte un copil câteodată, n-are nimic. Adică copilul e foarte bolnav. Părinții nu au nimic. Sau se naște cu copilul, nu seamănă nici cu tata, nici cu mama. Seamănă la fizionomie cu bunicul sau cu stăbunicul. Sau seamănă la caracter, sau seamănă la lucruri, la înclinații păcătoase. Cu moștenește o patima lui bunicul, de exemplu. Da. E foarte interesant. Adică genetica asta umană este extraordinar de complexă. Și de aceea trebuie să... Adică noi, omul, în momentul când se căsătorește, de asta spun tinerii, când stăm pragul căsătoriei, trebuie să gândească că, măi, acum eu trebuie să procreez un copil. Să nască cineva din mine și ferească Dumnezeu, nu trebuie la voi întâmplări făcută așa. Adică și animalele și păsările au și o disciplinare în procreare. Adică ele, vedeți, odată pe an, sunt prost, sau de două ori, procrează pe an și au o disciplină, adică ființială, au o disciplină de aceasta firească. Dar, din păcate, mulți fac un copil la voia întâmplării. Îl abandonează, da. E destul și, de, sigur, și atunci, de greu. Sigur, toate se repercutează. Deci asta spuneam, când se căsătorește tânărul, trebuie să meargă la un duhovnic, să se spovedească, să se sfătuiască, să meargă până cu fata și tânăra să meargă la biserică și să se sfătuiască cum să meargă în viață mai departe. Deci să nu depărtezi de biserică, pentru că pentru că dacă mergi fără biserică, E o problemă mare în viață. Dacă nu te fundamentezi pe legea creștinească și pe legile bisericești în viață, atunci este un eșec toată căsnicia noastră și toată viața noastră. Sigur, și după aceea și cu nașterea de pruși, pentru că este o mare problemă. Nu gata să fac planning, cum este moda în ziua de astăzi. Fac planning, mă căsătoresc la 25 de ani și fac copilul la 35, la 40, așa și ăla, așa. Pentru că foarte multe, asta vă spun în experiență, foarte multe cupluri așa de tineri n-au vrut să facă sărmanii tineri la început, au folosit fel de fel de anticoncepțional să nu facă, după aceea femeia devine sterilă și n-au exact. Să ne facă. La 36-40 ani nu trebuie să facă nimic. Și plâng acum o 50 și ceva de ani și plâng, să zice că nu au făcut nimic copil și ce viață este asta fără copil? Adică căsnicie nu are niciun sens. Pentru că vedeți, omul de ce se căsătorește? Oamenii se căsătoresc. Au trei, să spunem, scopuri pentru care se căsătoresc. În primul rând, pentru procreere, să procrezi, pentru că tu te-ai născut din tată și din mamă. Și după aceea, dacă sunt doi, iarăși, e o chestiune, unii au să facă câte un copil. Omule, deci dacă tu ești căsătorit, ești soț, soție, sunteți doi pe fața pământului.
Măcar doi, dacă dați naștere la doi, atunci mențineți echilibru. Dacă ați născut numai un copil, deja ați diminuat neamul și neamul omenesc și pământesc și familia ta se diminuează. Se stinge familia la dacă mai. Și atunci, dacă vrei să mulțești neamul de la doi copii sus, trei, deja ai mulțit neamul. Dacă faci numai doi, nu e niciun merit, nicio chestie foarte mare. Că la moment, unii părinți zic, gata, ce, am crescut copilul, am născut ce mamă, ce te pământ, asta e firească, mă, și un animal, și îți crește fătul și ce să mai să laude că a făcut. Asta e firească, este instinctual în tine să ai grijă, să-ți naști, să-ți crești copilul, să, așa mai departe. Deci, să procrezi. Asta e primul scop. Al doilea scop este ajutorul reciproc. Adică să te ajute unul cu altul, este să ai o stare de complementaritate, bărbatul, soțul cu soția, să se ajute unul pe altul, că așa a zis Dumnezeu, să-i facem pe femeie ajutor bărbatului. Înțelegi? Și după aceea, al treilea scop este să stârpească concupiscența, adică păcatele, să nu mai păcătuiești cu altcineva, pentru că atunci dacă intervine păcatul acesta între ori soț, ori soția păcătuiești, atunci se dezechilibrează, se dezamonizează armonia, se scurcircuitează și se aduce ajunge până la despărțire și se alege praful de totul. Deci asta sunt trei scopuri. Și atunci tineri, dacă nu respectă toate cele trei scopuri, căsnicia, din păcate, este eșuată. Deci dacă nu procrează, nu se ajută reciproc, vedeți că și asta nu toți știu să fie sensibili, nu toți știu să fie, să se asocieze cu cineva, să conlucreze. Soțul cu soția, câte cazuri am întâlnit, nu se înțelege deloc. E vidioși unul și altul, egoist unul și altul, gelos unul și altul. Deci nu știu doresc să se pleze unul pe altul, să ajute, pentru că în momentul că se căsătoresc cei doi, nu mai sunt doi, sunt una. Așa trebuie, asta este ideal. De asta este, sunt doi, în momentul când se împrună, sunt doi, devin una. Și după aceea să strădească. Și atunci, dacă nu respectă aceste trei scopuri ale căsătoriei, este o căsătorie eșuată. Și ce sens mare, trei pe pământ. Și cel mai important pentru un om căsătorit este să dea viață din viața lui, să nască copii. Și după aceea, asta e cea mai mare responsabilitate, după aceea o altă responsabilitate pe măsură este să își educe copiii. Să-și educe copilul. Exact. Nu numai că gata l-a făcut. Nu asta, să știți că unii, ce vorbim înainte, nu neapărat că gata a făcut copilul, trebuie să-i fac casă, să-l asigur, să-i fac serviciu, să-i dau serviciu, să-i fac casă. Dar nu, nu Dumnezeu îți va cere asta, nu. Dumnezeu îți va cere să faci copii. Dumnezeu îți va cere să faci copii și Dumnezeu îți va cere să îți aduci copilul. Vedeți, exact ca și cum plantezi un puiet, l-ai pus în pământ. El, săracul puiet, crește într-o parte, se strâmbă. Dacă nu-i pui proptă, nu-l sapi, nu-l uzi, măcar o perioadă, câtva timp, ca să crească frumos, drept, să aibă apă, să n-aibă buruieni, să aibă și o proptă să-l prinzi, atunci el crește frumos mare. După aceea când crește puțin mai sus, nu mai e nevoie să mai faci. Deci nu mai e nevoie, așa și cu copilul. Deci trebuie tu să le duci. Cel mai important este educația. Dacă nu le duci, l-ai terminat, l-ai nenorocit copilul. De ce mai l-ai născut? De ce mai faci casă? Că casa nu ce cere Dumnezeu să faci. Mai bine, vă spun că chiar zilele trecute vorbeam în biserică, decât să faci casă la copiii tăi, ai multe lucruri, bogății pe pământul acesta și dincolo nu vei avea nimic. Mai degrabă faci milostenie, mai degrabă faci ajutor la alt om, la altă familie și Dumnezeu îți va da sutii și mii pe pământ. Pentru că oamenii nu-și dau seama de lucrul acesta. Cata, eu, adică e chestie instinctuală, așa, instinct de conservare. Să-ți fac pentru tine, să-ți strângi pentru tine, să-ți faci casă, să-ți iei haine, îmbrăcăminte, bogății, cutare pentru tine. Dar asta nu e niciun merit. Asta e o chestie instinctuală, instinct de conservare. Pe câtă vreme, dacă faci ceva, asta este fapta creștinească, să-i faci celălalt. Cum spunea Sfântul Nicolae Velimirović, că după ce pleacă omul de pe pământ, nu ia nimic cu el ce a făcut pentru el, ci ia ce a făcut celorlalți oameni. Deci nu este nimic al tău ce este al tău, ci ce este al celorlalți. Ce a făcut celorlalți, acela este al tău. Deci cumul faptelor tale, ăla ești tu. Deci nu ești ceea ce faci pentru familie. Pentru că asta, orice, cum am spus, orice pasăre are grijă de sau orice animal are grijă de fătul lui. Deci asta, așa și omul. Dar nu, problema este când faci educația să fie cea mai importantă și când faci milostenie pentru celălalt. Și oamenii sărmani n-au această, să spunem așa, cunoștință spirituală că măi, eu trebuie să-mi fac casă pentru veșnicie. Hai să fac casă la copiii veșnicie și fac pe milostenie. Nu casa fizică aceasta. Pentru că casa aceasta fizică care pot să o fac pentru copiii mei, o fac casă spirituală prin milostenie pentru veșnicie. Și aia pentru totdeauna.
Asta, casa asta o faci pentru pământ aici, faci casă. Unii strămani oameni fac un singur copil și fac casă cu 5, 7, 8, 10 camere, cu fel de fel, încă și mai multe case au. Și pentru ce, omule, că să face un copil și la nu face niciun copil și alege praful, bași bani în asta, mai faci și lucruri nedrepte, incorrecte, pentru că de multe ori nu poți să-ți faci o avere corect. Să o faci și incorrect. Și atunci e și păcat înaintea lui Dumnezeu. Și, vedeți, și lucrurile care poți să le faci, să spunem așa, suma aceea de bani și toată bogăția aceea o transfer mai bine, faci milostere și atunci ai casă din covenice. Pentru că faci casa aceea, treci 20, 30, 50 de ani tot pe pământ, copilul mă trește 20 de ani, așa, și după aceea rămânești pe pământ. Tu să alegi praful de tot. Copilul nu știe să aprecieze, că asta este când faci copilului tău, îi pui totul pe tavă, el nu știe să aprecieze, dimpotrivă, te va și blestema, te va înjura, sunt lucruri foarte grave între părinți și copii. Și atunci oamenii unde ajung? Pe câtă vreme, dacă faci pentru Domnul, faci în numele Domnului, faci milostenie la alt om, la alți oameni. Deci, și atunci când faci, am întâlnit cazuri când oameni așa au făcut foarte multe ajutoare la alte familii, au făcut case la alte familii și Dumnezeu l-a dat cu vârf și îndesat toate bunătățile la familia lor. Deci fără să adică lucrarea lui Dumnezeu, așa este, pentru că dacă Dumnezeu, cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult, dar conștient sau neconștient, îți dai seama de lucrul acesta. Dumnezeu lucrează, adică nu-i nimic, nu rămâne nimic nerăsplătit. Orice faptă bună, dacă așa spune Iisus, un pahar de apă, dacă dai numele Domnului, însuțit și mie vei avea. Deci nu rămâne nimic răsplătit. Deci asta spun că și nu trebuie să ne facem, adică griji nouă, pentru care Domnul grijă. Și în momentul când dai celuilalt, Dumnezeu vă da ție însuțit și mie, în toate. Și aceasta, deși trebuie educația aceasta și cumințenia aceasta și postul acesta, în a nu-ți satisface toate plăcerile care sunt trecătoare și sunt perene și sunt, eu știu cum să mă zic, sunt de moment, toate se duc. Și noi trebuie să căutăm plăcerile vieții vieșnice, viața spirituală, către asta trebuie să tindem. După aceea, deci copilul, tânărul, adolescentul trebuie să se căsătorească așa cu mințerea care trebuie să fie, după aceea să nască copii, trebuie să facă cât îi dă Domnul, să facă copii, să nu facă deleții, pentru că dacă vezi o mamă, nu vrea să facă copii, face un copil doi, să spunem așa, că e greu să fac copii, fac carieră, ca așa, majoritatea așa opinia, da, opinia, exact. Fac carieră întâi și după aceea fac copii, mă, nu se mai poate, mă. Fă-le împreună, că toate vă lucra împreună. Că e greu, dar greutatea te duce la sfințenie și la desăvârșire și la lucrurile mari. Greutatea, nu asta, să spun, comoditatea. Greutatea te ambiționează, te face să deci realizezi lucruri mai deci mari. Deci, exact, dacă te angajezi în greutate, când ai copii mulți, îi crești. E foarte greu, normal, e foarte greu, nu spune nimic că e ușor, este foarte, foarte greu. Dar Dumnezeu te va ușura și va avea bucuria veșnică că ai născut, ai dat viața la copii și ai educat și ai crescut. Pe câte vreme, foarte multe cazuri am întâlnit, la fel, au fugit de greutate în tinerețe ca să nu facă copii să nu crească și după aceea la bătrânețe au venit foarte multe, multe, multe greutăți, multe greutăți. Pentru că dacă vrei să te mântuiești, trebuie să faci multe fapte bune. Și dacă nu le faci în tinerețe, tu de bună voia ta să crești copil, să educi copilul, atunci va veni greutatea la bătrânețe. Și nu se știa că putea să o mai duce. Să o mai duci. Și atunci vin neputințele, vin cârtirile, cârtește împotriva lui Dumnezeu, împotriva tuturor, ești nemulțumitor, bârfitor, osânditor. Și ne osânim cu totul. Deci, viața noi trebuie să fim foarte atent la orice detaliu din viața noastră, nu așa întâmplător. Adică să fac planning-ul, cum se spune în limbajul modern, să fac planning. Fac atunci casa, fac atunci copilul, fac atunci lucrurile. Nu, Doamne, lasă-te pe seama lui Dumnezeu. Ce vrea Domnul să întâmple în ziua de astăzi și care trebuie să ne rugăm. Doamne, luminează-mă, ce să fac în ziua de astăzi, când merg la serviciu dimineața, să cum ator. Doamne, luminează-mă, ajută-mă, Doamne, să fie bine ziua. Doamne, ajută-mă să fac, Doamne, voia ta, Doamne. Ajută-mă, luminează-mă, să mă rog la Dumnezeu în toată inima mea. Și Dumnezeu mă va ajuta dacă mă voi ruga așa. Dacă las, fac după mușchii mei, după inteligența mea, după ceea ce gândesc eu, atunci greșesc. Adică te lasă Domnul. Cum spune, noi spunem, facă-se voia ta, Doamne, ci facă-se voia mea. Așa spunem, facă-se voia mea. Adică Domnul ne va spune, nu mai spunem lui Dumnezeu, facă-se voia ta, Doamne, ci Domnul ne va spune nouă, facă-se voia ta, omule.
Așa ne va spune Domnul. Și deci, evoluția așa, mai departe în viață, după aceea omul crește ca să fie conștient, să facă, adică să ducă lucruri normale și firești după ce s-a căsătorit în tinerețe, după aceea omul crește, înaintează în vârstă, după aceea ajunge și bunic și după aceea responsabilitatea ca bunic trebuie tot la fel, să ajungi cu copiii, nepoții, să-i ajuți, mai ales în educație, nu neapărat la fel să le faci, numai cum se rezumă la ajutorul material. Vedeți, inclusiv că sar de la una la alta, inclusiv la, este cineva bolnav, te duci la spital la el, gata, îi duci acolo pungă cu banane, cu portocale, cu sucuri și e gata, rezolvat. E rezolvat. Nu este asta materialul. Este și asta la unii să mă e nevoie și asta, dar cel mai important nu este asta, este ajutorul spiritual. Adică e bolnav cineva, omule, roagă-te pentru el, fă-tu un acatist pentru el, fă-tu un paraclis pentru el, citește psaltirea pentru el, mergi la biserică pentru el, fă o liturghie pentru el, dă milostene pentru el, exact cum dai pentru morți milostene, așa dai pentru vii. Uite, să fie pentru iertarea păcatului, pentru sănătatea locutare și dai de pomană ceva, lucruri foarte bune, consistente, lucruri care să mulțumească pe om. Putem înțelegi? Să ținem și poste pentru o persoană exact, bolnavă sau pentru cei adormiți. Este foarte, foarte important. Da, postul este nemaipomenit. Adică și oamenii de știință au ajuns la concluzia, au experimentat în America, spunea un medic, într-o clinică din asta cu oameni medici credincioși, care au pus să roage, erau două persoane, și să roage comunitatea pentru persoana respectivă. Și pentru aceea nu s-a rugat nimeni. Și pentru cel care se ruga comunitatea, încet așa, văzând, în fiecare zi evolua spre sănătatea omului. Și la un moment dat, peste câteva săptămâni de zile, omul s-a făcut sănătos acela, care se ruga pentru el, oameni, comunitatea, și acela a rămas în acea stare de bani. Deci cum să nu este foarte important? Cum să nu? Orice gând este important când îl transmiți omului. Un gând negativ, ai un gând asupra cuiva să transmite. Un gând, un cuvânt, un mare scunt, e puternic. Cumpli și rugăciune. Orice are efect asupra omului. Deci când te rogi pentru el, asta e foarte important. Și deci partea spirituală să-l ajutăm pe om. Deci să ne rugăm pentru el, să postim pentru el, să mergem la biserică pentru omul care e bolnav și are nevoie. Înțelegeți? Că, la fel cum este omul care are nevoie, un copil are examen sau altul pentru că orice nevoie are omul în viață, trebuie să îl ajutăm din punct de vedere spiritual. Deci neapărat material. Îl poți ajuta și material cumva, dar nu trebuie să zici că asta e totul. Și că asta nu e, asta e de moment ajutorul material, dar ajutorul spiritual este pentru veșnicie, pentru întotdeauna. Și de acesta trebuie să omul să conștientizeze starea aceasta și mai ales ajunge la starea de bunic, trebuie să-și ajute copiii și nepoții. Este foarte, toți, și eu de exemplu, foarte educația fundamentală am primit-o de la bunicul. De la bunic, educația fundamentală, adică mi-a transmis, nu numai educație de conduită, să spunem așa, ci de partea spirituală l-a transmis-o, el ne-a învățat să ne rugăm, să fim cuminți, să facem lucrurile bune, bunici, și bunici au mare, cel mai mare rol în educarea copiilor, pentru că părinte, tată și mama, da, te plictisești, la un moment dat îi mai dai și câte o palmă și câte un șut la un copil și da, copilul se supără și nu mai este atent la tine, la educația care o dai. Dacă bunic, ai mai mult timp, mai multă răbdare, experiență și atunci l-a ajuns foarte mult pe nepot. Și asta este, și ai bucuria pentru că, măi, am ajutat nepoții, pentru că și eu am fost ajutat la rândul meu și trebuie să ajutăm toată viața, cum spuneam, faptele bune așa să le facem, să ajutăm permanent și să educăm pe copii. Deci asta învățăm și pe ei că, mă, nu tot ce, cum este vorba, nu tot ceea ce zboară se mănâncă. Și trebuie să fim atenți că nu tot ceea ce se oferă este bine. Nu toată mâncarea de pe piață este foarte bună, dar nu e sănătoasă, este otrăvitoare, este toxică. Nu tot ceea ce oferă societatea, consumismul, consumerismul de astăzi, tot ceea ce ne oferă, plăcele, toate sunt destructive aproape. Foarte puține pici pe acolo, trebuie foarte des să fii foarte selectiv, pentru că altfel te îmbolnăvești, te intoxici și mori, ne sinucidem. Ne sinucidem, da, ați văzut câte probleme sunt acum cu roșiile din Turcia, din Grecia, destul de complicată pentru sănătatea noastră. Să revenim la post. V-am întrebat puțin mai devreme dacă este bine, putem să ținem post pentru cei adormiți, poate pentru părinții care nu mai sunt printre noi. Orice, deci orice este bine primit. Pentru adormiți în special, învață Sfinții Părinți, este milostenia. Și postul, să postești, dar milostenia. Adică, cum să spunem? Să faci bine, să dai... Da, ideea este bătrânii noștri, înaintașii noștri, care au murit. Au făcut și ei păcate, săraci. Păcatele înseamnă te trage talerul faptelor rele jos. Ai făcut fapte rele multe, multe. E, tu trebuie să compensezi faptele rele cu fapte bune. Și atunci trebuie să pui fapte bune.
că postești, este bine, dar mai important de postul pentru morți este milostenia. Adică și ajuți, și ajuți. Faci milostenie pentru ei. Sau, cum spui, poți să faci orice lucru și pentru iertarea păcatelor. Dă un bănuț, un aliment, faci un ajutor, ajutorul tău cum să fie ca jertfă, prins o lumânare, să fie pentru iertarea păcatelor bunicilor mei, părinților mei și numește în gândul tău în sinea ta. Dar numești în numele Domnului să fie spre iertarea păcatelor mei. Adică în numele Domnului să faci ceea ce facem. În numele Domnului nostru Iisus Hristos să fie spre iertarea păcatelor bunicului, stăpânicului și numim, adică destinăm milostenia care facem. Și foarte multe milostenii, toată viața trebuie să facem, nu există limită. Adică în dragoste nu există limită, nu iubești pe cineva atât. Ori îl iubești, ori nu mai iubești. Și mai ales pe Dumnezeu, iubirea este veșnică și, cum să spun eu, fără limite. Dumnezeu este infinit. Și atunci și dragostea vine din dumnezeire și este infinită pentru că vine de la Dumnezeu. Și atunci trebuie să avem dragoste și milostenia aceasta nu trebuie să aibă limite. Că am făcut cum e tradiția la unii sărmani oameni, că gata, e sâmbeta morților și gata, am făcut parastase, la părese, în cutare și gata, cu liniștiți, cu ăștia am păcat că am făcut totul pentru morții mei. Nu așa. Foarte mult. Toată viața trebuie să ne rugăm să facem milostenie pentru morții noștri. Facem milostenie pentru morții noștri. Facem parastase la mormintele lor. Facem parastase, de exemplu, și la mănăstire. Facem parastase sâmbăta și duminică. Aici poate mâncă 200 de oameni fiecare duminică la masă. Și atunci facem parastase pentru unii care dau. Și oamenii cumpără alimente și facem mâncare și dăm mănâncă 200 de oameni. Dați seama, 200 de oameni se bucură, satisfaci, să spun așa, prin mâncare, 200 de oameni și faci milostenie pentru morții tăi și atunci e foarte important. Și așa se face. Te duci la o casă de copii, la un azil de bătrâni. Exact. Faci acolo, sunt 50 de bătrâni în azilul ăsta, 50 de asistenți care sunt acolo, faci 100 de pachete consistente, nu așa că pui acolo o igiene și o biscuit și o cutare. Faci pachete consistente, ca și cum te-ai bucurat și tu. Cum ai, te bucuri și tu că primești ceva, un cadou consistent, așa te zice și milostenia, ca să de multe ori nu înțelege lumea. Gata, să mă aflu în treabă acolo, fac niște pachete, dar la niște amărăți. Nu, domnule, cum te bucuri tu de un cadou consistent și plăcut și frumos, așa și tu fă cadouri. Și milostenie pentru morții tăi, pentru cineva drag. Dacă îl iubești din toată inima pe mortul tău care faci milostenie, fă o milostenie foarte consistentă, din toată inima. Adică milostenie care faci îți arată dragostea ta și inima ta. Deci, prin ceea ce faci, pe ceea ce dai milostenie, se arată inima ta, cât de mare ai inima, cât de bună ai inima și cât de mare, în raport de milostenia care faci. Bineînțeles că acum nu toți au toți posibilitatea să facă, dar, cum să spun, că se face din dragoste, se simte unul cu mic, se simte foarte mare. Se face din toată inima ta, exact ca cum spune Iisus, bănuțul văduvei. Adică, poate mergea la templu, erau bogați care putea să dea foarte mulți bani și dădeau mulți bani. Dar Iisus n-a primit pentru că ea, dacă avea, să spunem așa, 100.000 de lei, și dăteau 1.000 de lei, era foarte mult. Dar buța aceea, dacă a avut 10 lei, dar ăia avea 100.000 și a dat 1.000 de lei. Nu era foarte mare procentul. Da. Din 100.000 dai numai 1.000. Dar dacă o băbuță are numai 10 lei, buzunarul ei, și dă 5 lei, jumate de la o casă, iar mama mea plată înaintea lui Dumnezeu, că a dat jumate din tot ce are ea. Sau poate chiar tot îi dă. Foarte mult, să știți, că cei atunci, care nu prea au, da, aceea chiar dau, da, aceea chiar deci, fac. Și asta trebuie să ne gândim, că nu facem cu scârcerii, ce facem, ceea ce facem pentru Domnul facem și vom avea spredică. Asta e foarte important. Cum spune acolo despre milostenie, în Vechiul Testament, de la înțelepciunea lui Iisus Sirach, spune că cine face milostenie împrumută pe Dumnezeu. Cine face milostenie împrumută pe Dumnezeu. Dați seama ce înseamnă lucrul ăsta. Deci când faci milostenie, împrumuți pe Dumnezeu. Ce înseamnă? Când împrumuți pe cineva, trebuie să-ți dea înapoi. Și vă dați seama că Dumnezeu este generos, prin excelență. Dacă îi dai lui Dumnezeu împrumuți pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va da sudii și în mit. Răsplata de-a Nicolo Veșnicie, nu trebuie să ne așteptăm că ne dă Dumnezeu răsplata acolo și pe pământ. Că aici degeaba nu dă. Că toate, rugina o distruge, vermele mănâncă, hoțele fură, toate bogățiile se duc aici. Noi trebuie să ne gândim, să avem perspectiva veșniciei, trebuie să ne gândim că, trăim pe pământ, 50, 60, 70, 80 de ani, că trăim pe pământ, dar după aceea trăim în veșnicie dincolo. Și noi trebuie să ne asigurăm că facem cât mai mult, ne alimentăm cu cât mai mult combustibil, să avem cât mai mult traseu în viața veșnică. Adică faptele bune, ele sunt alimentele care și combustibil care înduc în veșnicie. Atunci când facem, este foarte important, Dumnezeu ne va da 100.000. Deci orice milostenie care faci,
atât pentru vii, cum vă spuneam, că faci milostenie și pentru vii, pentru bolnavii tăi, te rogi, faci milostenie, ții post pentru vii, așa lucruri poți să faci pentru morți. Aceeași poveste, dar în sine ta, destinezi jertfa pe care o faci, că postești, că te rogi, că faci milostenie, ori pentru vii, ori pentru adormiții care ei. Dar important e să facem, să dăm și noi ceva. Adică nu să așteptăm mai să primim, ci să dăm, să dăruim, să dărim dragoste, să dărim empatie, să dărim lucruri bune, fapte bune înaintea lui Dumnezeu pentru fratele nostru, pentru aproapele nostru. Doamne ajută să fim sănătoși, Părinte. Probabil cei mai mulți ajung la mănăstire cu probleme de sănătate, cum spuneați dumneavoastră. Da, bineînțeles că așa este. Cum omul în general, ziceam la început, ajunge la mănăstire, la biserică atunci când are o problemă. Când mai este când e necaz. Însă iubirea către Dumnezeu trebuie să fie infinită. Trebuie să fie mereu, nu doar în anumite puncte mai dificile din viață. Asta este o lucrare de o întreagă viață, nu este de moment. Adică important este, cum spuneam, să ne rugăm să ne lumineze Domnul. Doamne, luminează-mă, Doamne. Luminează-mă, ce să fac? Doamne, luminează-mă, cum să mă comport? Doamne, luminează-mă, cum să mă comport la servici? Doamne, luminează-mă, ce să fac? Doamne, ajută-mă. Să strigăm la Dumnezeu, să ne conectăm la Doamne. Și atunci Dumnezeu, cu siguranță, ne ajută. Pentru că dacă strigăm, cum să nu Dumnezeu? Cum spune Sfinții Părinți, că dacă faci un pas spre Dumnezeu, Dumnezeu face 100 spre tine. Imediat. Nu un pic să pornesc spre Dumnezeu și Dumnezeu vine de la distanță de mii de kilometri, vine la tine și mai te ajută. Deci atât de bun este Dumnezeu. Nu, noi suntem. Adică nu conștientizăm bunătatea lui Dumnezeu. Ne lasă, trăim așa într-o amorțeală de aceasta duhovnicească, care nu simțim dumnezeirea. În momentul când ajungi la simțire, este cel mai important loc, să ajungi la simțirea lui Dumnezeu. Dumnezeu este totul. Este totul și toate. Dumnezeu găsim peste toate. Și fiecare om, și fiecare creație care o vedem pe fața Pământului este Dumnezeu. Adică să te bucuri de tot ceea ce este. Adică să admiri totul. Vedeți, acum vine primăvara. Ce frumos! Vegetația, te duci prin pădure, te uiți, ce frumoasă este fiecare plantă, fiecare floricică, fiecare pasăre, fiecare animal. Totul este bucuri de creația, este bucuri de oameni, de frumusețea lor. Este foarte important să te hrănești din creația pe care a făcut-o Dumnezeu pe pământul acesta. Să te hrănești. Pentru că dacă suntem așa, suntem opaci și suntem pesimiști și suntem așa, ne îndepărtăm de toate lucrurile acestea, adică de frumusețea divină, niciodată să dobânim nici frumusețea spirituală. Trebuie să ne bucurăm de frumusețele acestea care sunt pe pământ și să rugăm pe Dumnezeu ca să ne înțelepțească, să ne lumineze, ca să înțelegem aceste lucruri. Mulțumim Bunului Dumnezeu și pentru bune și pentru rele. Trebuie să ținem post, să fim mai buni, să ne educăm copiii, așa cum spuneați dumneavoastră, să țină post miercurea și vinerea de când sunt mici, să facă fapte bune. Vă spuneam la un moment dat, când vorbați despre copii la începutul emisiunii, că sunt foarte mulți părinți care își abandonează copiii, care nu se simt pregătiți pentru a crește un copil. Se naște un copil, îl țin 2-3 luni și apoi îl dau spre adopție. E destul de dificil pentru copilul acela. E cumplit. Adică vă dați seama că lucrul acesta nici animal nu-l fac. Spun că nu sunt pregătiți să crească un copil. De ce poți să fii vreodată? Poți să spui vreodată că ești pregătit? Sau ești vreodată pregătit? Nu. Deci asta e nivelul credințelor, sărmane. Adică dacă avea credință în Dumnezeu, nu tu faci omule, Dumnezeu face totul. Nu tu faci. Și tu ca părinte poți să fii multimiliardar, să ai îmbogățit mult. Nu tu faci. Tot Dumnezeu face totul. Când vine boala, tu faci ceva, nu poți să faci, poți să ai bani, mor cu bani sau mai știu ce, să ai posibilități. Nu. Și tot trebuie să ai credință în Dumnezeu. Că Dumnezeu se cere. Adică aici săracul nu are credință în Dumnezeu și nu are dragoste. Pentru că dacă ai avea credință în Dumnezeu și dragoste, ai totul. Atunci orice ar fi. Orice greutate nu simți deloc. Greutate, orice greutate ar fi, e ca un pai pentru tine. Nu se nicio greutate. Dacă ai dragoste și credință în Dumnezeu. De ce să ne spunem, sărmane? Copiii, sigur, cei tineri sunt crescuți fără credință, ce vorbeam până acum. Da, tot vorbim de niște generații altfel decât până acum. Și dragoste, da. Adică dacă nu are credință, nu are nici dragoste. Acestea două se completează și nu se poate stească una fără alta. Nu poți să ai credință fără dragoste și nu poți să ai dragoste fără credință. Amândouă, dacă converzi pe același țel, asta e lucru cel mai important. Dacă avem credință, avem pe Dumnezeu mereu alături de noi și asta ne ajută foarte mult în viață să trecem peste greutăți. Exact cum spuneați dumneavoastră, orice greutate o să ni se pară mult mai simplă. Putem să trecem peste ea. Vă mulțumim din suflet, Părinte, pentru toate cuvintele dumneavoastră de astăzi.
Cu multă plăcere și Doamne ajută. Îi invităm și așteptăm pe credincioși să vină la slujbă ori de câte ori au posibilitatea, nu doar atunci când au probleme, pentru că spuneam că atunci când au o problemă de sănătate, cei mai mulți merg la biserică. Ar trebui să meargă și atunci când nu au greutăți și când nu au probleme de sănătate. Vă mulțumim mult, Doamne ajută să fim sănătoși. Cu multă plăcere și noi vă mulțumim. Vă mulțumim mult, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Agenda Zilei. Așadar, un interviu cu părintele stareț al mănăstirii Lainici, domnul Ioachim Pârvulescu. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Vrei să fii la curent cu ce se întâmplă în județul Gorj, care sunt problemele și cu ce soluții vin cei care ne conduc? Sunt Daniela Gapșa și vă invit sâmbătă și duminică la Agenda Zilei, începând cu ora 11. Timp de o oră aducem în fața dumneavoastră invitați de la care aflați principalele probleme din județul nostru. Totul la Agenda Zilei.